Bun găsit tuturor! Dacă ar fi un singur lucru pe care toată lumea din România să-l spună despre curentul electric, atunci probabil că vom spune cu toții că e scump. E scump, domnule. Am auzit altă lume că le-a venit și 5 milioane, 6 milioane și... Dar cât de scump? Trebuie să recunosc că nu mă uit pe factura de la electricitate, pur și simplu mă achit și asta este tot. Și de ce este așa? România nu își poate asigura necesarul de energie electrică în momentele de vârf de consum, evident decât dacă bate vântul. Rețeaua noastră de energie electrică nu este adaptată la schimbările profunde în economie și în standardele noastre de viață din ultimii 30 de ani. Dar dacă ar fi să spui povestea curentului electric din România, de fapt, de unde ai porni? Ministrul Energiei spune că trebuie date înapoi prețurile, că n-au putut să le dea, că sunt prea mari, chiar și ei de la Ministerul Energiei, habar n-am că există și acolo o, nu știu, nici transparență, nici explicații prea veridice, așa să spun și cum să le zic. Sunt destul de multe confuzii în ceea ce privește rolul diferiților actori din piață și poate că ar fi bine să clarificăm acest lucru. Și câți dintre noi știu oare cum se citește întreaga factură la curent electric? Ce reprezintă datele adunate din stânga sus până în dreapta jos? Și care calcule duc la rezultatul care ne interesează cel mai tare? Câți bani mai dăm din buzunar? Dacă înainte plăteam 200 de lei, 300 de lei pe lună, acum am plătit 1500. Suntem într-o criză profundă a curentului electric. Toată Europa plătește mai mult, dar la noi nu numai că plătim în plus, dar foarte probabil nici nu știm ce plătim. Și tocmai asta vă invităm să rezolvăm în următoarele luni. Europa FM vă invită să ascultați singurul podcast din România care îți explică ce și mai ales de ce plătești la curentul electric. Există oare soluții? Da, din cele reale, nu din cele populiste. O să spun un cuvânt care pe mulți o să-i supere. În domeniul energetic. Știți care e cuvântul? Care? Naționalizare. Până la urmă, putem să discutăm și rațional despre această chestiune și o să căutăm și o veste bună. În viitor apropiat, dacă mă întreb pe mine, prețurile nu o să scadă. Într-un viitor mai îndepărtat, prețul poate scădea în funcție de câțiva factori. E foarte dificil de spus ce va fi mâine. Există o volatilitate foarte mare a prețului gazelor, care influențează și prețul energiei în piață, de pe o zi pe alta de, nu știu, de două cifre, deci peste 10%. Avem o piață angro în care producătorii vând unor furnizori sau unor traderi și avem o piață de retail în care furnizorii încheie contracte cu consumatorii finali și energia ajunge în casă. Nu este o situație foarte diferită față de oricare altă piață, adică în momentul în care eu vreau să-mi cumpăr o ciocolată, nu o să mă duc direct la producător, ci mă duc la un magazin unde găsesc foarte multe produse, nu doar ciocolată, ci orice altceva vreau să-mi cumpăr. Deci eu nu vreau să-mi bat, de fapt, capul. Asculți Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Suntem Cătălin Striblea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației Economica.net și Mihai Bucureșteanu, jurnalist Europa FM. În 10 ediții succesive ne propunem să reînvățăm totul despre curentul electric. Cine îl produce, cine îl transportă, cine îl distribuie și cum se fac prețurile. Și mai ales să găsim soluții ca să plătim mai puțin. Da, vom vedea și cum arată viitorul. Înainte însă, ce nu știm? Da. Ce faci? Bine. Ai terminat treaba? Sau nici măcar nu te-ai apucat? Am terminat, mămică, dar bine, am terminat o parte din ele. Auzi factura aia la asta, că mi-am adus aminte. La gaz ai plătit-o? Am plătit-o, mami, și pe aia, de 580 și nu știu cât. Aia era ultima, da. Da, am plătit-o, mami, și pe aia. Am plătit-o. Am plătit și curentul. Și la curent cât ai dat? Da, mama, să nu greșesc, 180, cam așa. 180. Te-ai uitat pe factură la index? Chiar la alea nu m-am uitat. Nu s-a uitat mama. Dacă ai tu grijă de index, chiar nu m-am uitat. Mă uitat eu pe aici tot felul de tarife de la la la, dar nu înțelege mai ca nimic. Mă rog, mai sunt și tarifele astea din care nu înțelege nimeni nimic. Îți dai seama că ăsta numai unul care e în domeniu și cunoaște termenii poate să înțeleagă ce ar însemna fiecare dintre tarifele alea. Azi, eu nu mai țin minte, de anul trecut tot atât de mult plăteați?
Dar tot. Oameni, dacă nu greșesc, am tot pe cerea. Bine, un picuț mai puțin, 140, 130, 118, parcă mi-aduc aminte. Este posibil că această convorbire să fi fost purtată mai toate familiile din România. De ce este această factură atât de complicată și, de fapt, ce reprezintă ea? Încerc cu Mihai Nicuț să explicăm în detaliu ce vedeți pe o factură obișnuită. În cazul nostru, factura despre care Mihai Bucureșteanu discuta cu mama sa. Unde ne uităm prima dată? Asta mi se pare foarte important. Ne uităm întâi la consum, cât am consumat în această lună și vedem un 253 de kilowați. Acesta este consumul nostru. Pentru cei 253 de kilowați am plătit în total undeva la 164 de lei fără TVA și cu TVA 31 de lei căstrecută de falcat, undeva la 190 de lei, da? Deci totul vedem jos. Ni s-a acordat și o compensare, pentru că nu era vorba de plafonare, prețul este foarte bun din fericire în această factură, o compensare de 12 lei pentru cei 253 de kilowați. Eu mă uit aici, consum e oameni buni unde scrie energie activă. Exact. Unde scrie energie activă, aveți cantitate, unitatea de măsură, prețul și valoarea totală rezultând din prețul unitar înmulțită cu cantitatea. Da? Deci cantitatea ne dă în kilowatt-oră și aici avem un preț unitar pentru energie activă de 0,30 lei, de 30 de bani. Este un preț foarte bun, care, din câte am înțeles, va fi valabil până la jumătatea anului. Eu estimez că va fi triplul acestei valori, dacă nu va duplu, pentru că prețurile sunt mult mai mari. Da, de ce îi zice energie activă? Adică ce ai consumat tu? Aceasta este energia pe care furnizorul o cumpără din piață pentru consumul tău de acasă. Deci aceasta este energia. Aceasta este singura, haideți să spunem, singura valoare negociabilă sau care poate fi schimbată în funcție de oferta furnizorului. Este singura valoare de piață din toată factura de energie electrică. Da? Bun, mergem mai departe pe factura asta, unde avem abonament. Avem un abonament, este cazul acestui tip de plan tarifar. Pot fi planuri tarifare fără abonament, pot fi planuri tarifare cu abonament. Abonamentul, atunci când apare, ne asigură de faptul că prețul kilowattului este mai mic. Introducând un abonament, furnizorul are garanția că are cumva o sumă de bani stabilită, asigurată de la noi, ceea ce îi permite să ne ofere un preț pe kilowatt mai mic. În acest caz vorbim de un abonament de 30 de bani pe zi, el nu este mic. Nu este foarte mic, sunt și mai mici, sunt și valori mai mici decât asta, dar avem și o valoare a energiei active, după cum am spus, de doar 30 de bani, care este foarte bună în momentul de față. Acest abonament, iarăși, nu este obligatoriu să fie pus la toți furnizorii și pentru toate ofertele. Sunt oferte cu abonament, oferte fără abonament. Deci poți să optezi, numai că atunci plătești mai scump energie activă. Da, că nu există abonament, prețul energiei active este în general mai mare, da. Bun, și cum ne sfătuiești să ne uităm la chestia asta? Depinde foarte mult de consum. Vedeți dumneavoastră, dacă consumul dumneavoastră este relativ mare, adică undeva peste 300 de kW, să spunem că tot este adus în discuție acest prag acum, peste 300 de kW, unde nu mai există nicio măsură de plafonare de preț pentru următorul an, este bine să te uiți, pentru că acest abonament, ok, chiar și de 30 de bani, chiar și de 50 de bani pe zi, să presupunem că este un abonament de 50 de bani pe zi, da? În 30 de zile vorbim despre 15 lei pe care îi plătim. Dar dacă consumul nostru este mare și avem o reducere de preț de energie activă de, nu știu, poate undeva la 10 bani, gândește-te că 10 bani ori 300-350 de kilowați pe lună înseamnă mai mult. Da? Deci reducerea este mai mare. Deci este bine să iei o ofertă cu abonament în măsura în care consumul tău este mare. Dacă ai un consum mic de apartament de 2 camere, 3 camere, 150-170, nu cred că este de luat în calcul. Dar pentru o casă este de luat în calcul o ofertă cu abonament. Dar de aici începe greul. Trebuie să recunosc că nu mă uit pe factura de la electricitate, pur și simplu achit și asta este tot. Și urmărești în fiecare lună indexul, îți trimiți indexul ca să vezi ce consum ai? Din păcate la energie electrică nu mai fac asta. Asta poate și din cauza faptului că prețurile au fost rezonabile, să zic, o bună perioadă de timp și în continuare. Sunt și în consecință n-am considerat că e de cuvință să... Știți cumva ce înseamnă tariful de extragere, toate chestiile astea? Trebuie să vă spun, mie nu mai vine așa, îmi vine pe telefon. M-am uitat la kilowatt, că asta m-a interesat cel mai mult, ca să văd dacă corespunde, că eu dau indexul și vreau să știu dacă corespunde cu indexul care îl dau și cam atât. Deci nu prea știți tarifele astea, mă pricep, cu generare? Da, cu ce? Nu mă pricep. Eu vă spun sincer,
că m-am uitat pe ele, dar n-am înțeles nimic. Asta e una. Deci nici la electricitate nu înțeleg bine, că nu sunt niște date pentru cei care nu sunt de meserie, sau cum să zic eu, care nu sunt în domeniu. Și totuși, interesant este că din această factură avem întreaga imagine a sistemului. Fiți un pic atenți, mă întorc la discuția cu Mihai Nicuț. Ce este un tarif de distribuție a energiei electrice și mai ales de ce îl plătim? Energia electrică se produce în niște centrale, fie că vorbim despre centrale hidronucleare, pe cărbune, turbine eoliene sau ce mai vrei tu în această țară. De acolo, prin niște stații de transformare, intră în rețeaua de înaltă tensiune, în rețeaua transelectrică, liniile acelea mari de 400 de kilovolți pe care le vedem când a păstrăbat toată țara, pentru a ajunge spre zonele de consum. Când au ajuns în zonele de consum energie electrică transportată prin liniile de transport, automat se leagă la liniile de distribuție, care sunt de joasă și de medie tensiune. Da? Deci de acolo, din linia mare a transelectrică, se coboară în linia de distribuție. Sunt 4 mari rețele de distribuție în România, operate de 4 firme diferite. Iar de acolo vedem cele 3 fire pe care le pot zări de-a lungul oricărei străzi, din care se duce firul de curent electric în casa omului. Adică da? Noi plătim faptul că trece curentul pe acolo. Exact, faptul că acel curent trece prin aceste rețele. Aceste rețele trebuie să aibă cineva grijă de ele, trebuie reparate, trebuie extinse și ele la rândul lor consumă energie electrică atunci când este transportată energie electrică. Este un ansamblu de stații, de linii, sunt mii de oameni care muncesc acolo. Este un segment foarte important al ceea ce înseamnă sistemul energetic național. Și de aici devine și mai complicat, pentru că fiți atenți, aici se adună bani. Da. În factura noastră, care e de 190 de lei, 50 de lei sunt la distribuție. 50 de lei sunt la distribuție. Și noi avem aici o factură cu un consum trecut, cu un tarif de distribuție pentru zona București-Ilfov la 170 de lei fără TVA. Acum este ceva mai mare, am senzația că este 190, citesc din memorie, pentru că ele au crescut. O să mă întreb de ce e atât de mare. Sau e mare, e mic? E 25% din factura asta, nu? Da. Tariful de distribuție este o chestiune despre care se tot discută. Tariful de distribuție este plata pe care o ia din factura noastră operatorul rețelei de distribuție, iar banii se duc pe 3 surse, în principal. Cheltuielile de investiții, care sunt obligatorii prin ANR, asta înseamnă o treime din tarif, cheltuielile de mentenanță a rețelei, care iarăși sunt obligatorii, tot așa cam o treime din tarif, și o treime din acest tarif este consumul propriu tehnologic al rețelei de distribuție, undeva la 9%, el a scăzut în București, acum vreo 10 ani era undeva la 15%, a scăzut la 9%, iar acest tarif este mare pentru că reflectă, și nu reflectă în totalitate, dar a ajuns să reflecte costul foarte mare al energiei electrice pe care și distribuitorul o cumpără, pentru ca electronul, energia electrică să circule prin rețea până la noi acasă. Profitul aici, pentru că se vor grăbi probabil unii să spună, profitul este reglementat, distribuitorul nu poate să-și pună cât dorește el acolo. Este o formulă, haide să spunem, destul de complicată, dar pentru înțelegere să spunem că el este reglementat undeva la 6% pe an. Imediat vom face lumină între distribuitori, furnizori, exact, și transportatori, dar un pic de răbdare, că mai avem niște bani băgați aici în factură și vreau să știe ce înseamnă lumea. Tarif de extragere și tarif de introducere. Sunt cele două componente ale tarifului de transport de care spuneam mai devreme. Deci acest tarif este încasat de operatorul rețelei naționale de către Transelectrica atunci când, odată, tariful de introducere, atunci când de la borna transformatorului centralei intră curent în rețeaua națională, și tariful de extracție atunci când din rețeaua națională de transport ajunge curentul în rețeaua de distribuție. Și acum o să spună lumea, haideți domnul Nicuț, dar de ce trebuie să plătim și pentru asta? Păi trebuie să plătim și pentru asta pentru că rețeaua națională de transport este foarte importantă, practic este inima acestui sector energetic național, pentru că fără ea nu am putea avea curent acasă. Ce înseamnă servicii de sistem? Serviciile de sistem sunt iarăși o componentă a serviciului de transport. V-am zis că este complicat. Ele nu sunt foarte mari, aceste trei componente. Dacă vezi, sunt undeva la 2 bani pe kilowatt și serviciul de sistem aici este sub 1 ban pe kilowatt, tot așa sunt serviciile necesare rețelei de înaltă tensiune a țării. Pentru că
Curentul electric are așa, hai să spunem, o particularitate. El nu poate fi stocat momentan în România. Cât se produce, atâta trebuie să se și consume. Noi nu consumăm constant acasă, dar centralele electrice îl produc relativ constant și tot timpul trebuie să existe acest joc fin de reglaj între cât se produce și cât se consumă. Nu se poate niciodată mult mai mult sau mult mai puțin. Pentru că acest curent electric mai are o caracteristică numită frecvență, care trebuie să fie undeva la 50 de herți. Dar a coborât la, haide să spunem, sub 49, nu mai merge nimic. Dar stați că nu am terminat. 20 de lei de pe factura noastră de 190 sunt certificate verzi. Ce sunt? Bani pe care îi plătim ca să sprijinim producerea unui curent electric curat, adică ajung prin reglementarea NRE la cei care produc cu vânt sau soare. Atunci când s-a dezvoltat tehnologia regenerabilă în România, s-a constatat că costul echipamentului și al instalării este mult prea mare comparativ cu prețul care se putea scoate în piața de energie din vânzarea energiei electrice produse. Și de aceea s-a oferit această schemă de sprijin, ea este valabilă până în 2028, dacă nu mă înșel, prin care investitorului, celui care punea turbine eoliene sau panouri fotovoltaice, primea un număr de astfel de certificate. Da? Ca să fie bine și curat. Ca să fie bine și verde. Între timp, schema a fost destul de amputată. Repet, cei din industrie sunt destul de supărați. Oamenii care plătesc la rândul lor spun, domne, da, la cât costă curentul acum să mai plătim și certificate, nu vă ajung. Lucrurile sunt pe la mijloc. Oricum, ANR judecă la fiecare an dacă este corect sau dacă este supracompensare și anul viitor taie din schemă. Și da, pe factură mai plătiți o sumă care se numește cogenerare. Asta era îndreptată către termocentralele de cărbuni, doar că problema este că până acum nu au apărut aceste noi grupuri în cogenerare, producție de energie electrică și termică și ea a fost folosită mai mult pentru cheltuielile operaționale. Și dacă ne referim la București, pentru electrocentrale București, a devenit practic un venit garantat, acest bonus de cogenerare plătit de toată lumea. Așteptăm să se și facă ceva din el nou perioada care urmează. Țineți minte un pic acest aspect, căci vom reveni la el. Lucrul pe care tocmai l-ați auzit de la Mihai Nicuț este marele secret al curentului electric românesc, cel despre care nu vorbește nimeni și pe care politicienii îl evită cu asupra de măsură. Dar mai aveți un pic de răbdare, căci mai trebuie să lămurim ceva. De ce este prețul atât de mare? Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric. România nu are prețurile cele mai mari din Europa, dar are prețuri mari pentru puterea de cumpărare a cetățenilor săi. Vicepreședintele ANR, Zoltan Noghi, are o explicație. În acest moment, prețul energiei electrice este menținut la acest nivel foarte, foarte mare peste tot în Europa, datorită prețului gazelor. Pentru că în Europa, în continuare, se produce foarte multă energie electrică în centrale pe gaz. Eu chiar mi-asum această poziție și punct de vedere că începând cu 2021, Germania oprind niște centrale nucleare și oprind niște centrale pe cărbun, pentru că asta a fost strategia lor, ei au suplimentat această lipsă de producție de energie. Planul era să suplimenteze regenerabil, dar 2021 pentru vânt mai ales a fost unul foarte slab sau relativ slab și au suplimentat cu producția centralelor pe gaz, care a generat o creștere a cererii de gaz, care a început să crească prețul gazului și s-a reflectat și în prețul energiei. Germania, având o industrie și un consum de energie imens, este capabilă să influențeze toată piața europeană, pentru că toată piața europeană este cuplată. Zoltan Noghi, dar mai e ceva, ne spune Mihai Nicuț. Prețul spot este o problemă și piața spot este o problemă în România pentru că este prea mare și aici furnizorii aceștia pot fi blamați pentru că cumpără prea mult de acolo și nu cumpără prea mult cu celelalte tipuri de contracte, adică contracte cu livrare în viitor pe o perioadă determinată, nu de azi pe mâine. Și acesta nu e decât începutul. Otilia Nuțu, expert în energie de la organizația Expert Forum. Dacă ne uităm în piețele angro, cele din care cumpără furnizorii noștri energia pe care o revând după aceea către consumatorii casnici, vom vedea mai curând o volatilitate foarte mare a prețurilor, mai curând decât o creștere constantă. Sunt prețuri care într-o zi sunt foarte mari și în ziua următoare scad. Această incertitudine în general are ca efect o creștere pe o perioadă mai lungă de timp și probabil că vom avea prețuri destul de mari pentru energia
anul acesta. Cred însă că cea mai importantă problemă cu care se vor confrunta consumatorii casnici este legată mai curând de prețul celorlalte produse, nu doar de prețul energiei, pentru că consumatorii industriali suportă și ei aceste creșteri de prețuri la energia electrică și la gaze și asta se duce în prețurile la care se vând toate celelalte produse. Încetul cu încetul ne apropiem de marele secret pe care nimeni din politică nu vrea să-l spună. Revin la Otilia Nuțu. Rețeaua noastră de energie electrică nu este adaptată la schimbările profunde în economie și în standardele noastre de viață din ultimii 30 de ani. Dar asta nu e tot. E ceva mai mult. Și aici ajungem de fapt la esența problemei în România, și anume criza acută de generare de energie electrică. În ciuda faptului că sunt 16.000 de megawați instalați pe hârtie, România are probleme în a-și asigura un consum de vârf de 8-9.000 de megawați. Nu are cu ce. Ultima unitate mare de producție de energie electrică nu a făcut-o statul, a făcut-o companie privată, este centrala de 860 de megawați pe gaz de la Brazi, iar ultima mare investiție a statului a fost, dacă mi-aduc eu aminte, al doilea grup de la Cernavod, început pe timpul lui Ceaușescu și terminat în 2001. Deci România nu își face necesarul de curent? România nu își poate asigura necesarul de energie electrică în momentele de vârf de consum, evident, decât dacă bate vântul, dar și pe alea le-au pus privații. Da, dacă bate vântul, atunci da. Curios, statul știe lucrul ăsta. Ce spune totuși Zoltan Noghi? Imediat din acest moment, deja ar trebui să fie puse în aplicare niște măsuri pe termen mediu și lung, care înseamnă investiții categorice. Investiții în două direcții. Pentru că concluzia este până la urmă că această criză de energie este generată de un dezechilibru între cerere și ofertă. Echilibrarea cerere și oferte se poate face atât prin creșterea ofertei, cât și prin scăderea cererii. Trebuie investiții în ambele domenii. Adică trebuie să investesc ca să crească oferta, să produc mai multă energie. Și vedem că pe PNRR deja sunt deschise colurile pentru investiții regenerabile, dar trebuie investit și în partea cealaltă de scăderea cererii, adică în măsuri de eficiență energetică. Sigur, mai există o soluție, una pe care o auziți des la televizor. Domnule, de ce nu dă statul o lege prin care să coboare prețurile astea sau să le țină la un anumit nivel, pentru că el e statul, astea sunt toate în proprietatea lui și statul poate să aibă găuri la nesfârșit, cum a avut 30 de ani la rând. Păi, dacă statul trebuie să aibă găuri la nesfârșit, trebuie să le și acopere. Asta e unul și le va acoperi altfel. Acum, dincolo de glumița asta, există posibilitatea ca statul să fixeze prețul. S-a mai întâmplat. Se-i spună fiecărui producător, cum s-a întâmplat prin celebra OUG 114 dată pe timpul lui Liviu Dragnea, prin care i s-a spus oricărui producător, tu vinzi la cost plus profit reglementat de 5%, facem noi un coș așa, atâta e hidro, atâta e nuclear, atâta este gaz, atâta este cărbune, facem coșul, la toți punem profit de 5% și curentul ăsta ți-l vindem ție acasă. Aici apare următoarea problemă. Dacă noi obligăm producătorii de stat să vândă tot consumul populației la acest preț mic, când în piață este dublu prețul, mai rămâne industria, pe seama căreia aceiași producători vor profita pentru a câștiga ce n-au câștigat de la populații. Da? Și va crește prețul acolo. S-a întâmplat în 2019 acest lucru. Când vine vorba de fixarea prețului, ne apropiem și de celălalt vis al populiștilor. L-ascultați pe politicianul George Simion la televiziunea B1. Da, punctul 8. O să spun un cuvânt care pe mulți o să-i supere. În domeniul energetic. Știți care e cuvântul? Care? Naționalizare. Suntem Cătălin Striblea și Mihai Nicuț și acum vine întrebarea cheie. Ce naționalizăm, domnule Nicuț, din toate astea, că așa s-a zis în politica românească? Din punctul meu de vedere, s-a zis pentru că s-a gândit puțin și s-a vorbit repede. Haideți să lămurim puțin care este fluxul după ce am lămurit factura. Da. Deci ce vedem noi în față aici? Avem o factură a unui furnizor de energie electrică. Acest furnizor de energie electrică, care este, în general, sunt privați. Sunt 4 mari, mai sunt câțiva mici, au fost și de gaz mai mulți, 10 de gaz au dispărut că au falimentat. Bun. Deci, aici avem o factură emisă de un furnizor, care, în general, este privat. Furnizorul acesta cumpără energie electrică de la un producător, centrala care v-am zis mai devreme, care în proporție de 75% sunt de stat. Curentul acela trece prin rețeaua Transelectrica, care este de stat, trece prin rețeaua celor 4 distribuitori, care sunt firme
nu sunt de stat, într-adevăr, dar prestează un serviciu public, o concesiune pe 49 de ani, contra unui tarif reglementat de stat și după care furnizorul ne emite nouă factură. Pe cine să naționalizăm? Dacă naționalizăm furnizorul, întâi trebuie să dăm niște bani, pentru că furnizorii ăștia și-au făcut și ei call center, au niște softuri, au niște sute de angajați, vedeți magazine prin oraș, deci trebuie să le dăm niște bani ca să le luăm noi toate lucrurile astea. Ok, de ce? Pentru că se zice că s-a zis domn ministru că sunt hoți. Da? Întrebarea mea era în cheie ironică, dar multă lume spune așa, domnule, de fapt, profiturile sunt încărcate exact în această parte a doua a furnizării și transportului, da, care sunt... În aceste momente, grosul facturii de energie electrică este dat de prețul energiei active, de costul energiei în piață. Noi aici scriem factură. Da. Noi aici avem o excepție pentru că avem o situație bună, pentru că avem un contract încheiat cu un an în urmă, când prețurile erau mult mai bune. Dar acum, în piață, dacă te uiți la acest energie activă de 30 de bani, o să vezi că este 90 de bani, 80 de bani, un leu. Adică îl produce de stat românească? În general, da? Compania de stat românească, cea care nici nu-l poate da mai ieftin, chiar dacă este de stat, pentru că este un preț de piață. Compania de stat românească ia banii. S-a văzut în profiturile hidroelectrică, am profitul de undeva la 3 miliarde de lei, profitul nuclear electrică 1 miliard de lei. Deci acolo sunt majoritatea banilor. Mihai Nicuț, redactor șef la economica.net. Și acum, prieteni, să revenim la chestiunile cu adevărat serioase. Ce este de făcut? Există o soluție reală la prețurile mari? Statul zice că și noi trebuie să ne adaptăm. Din nou, Zoltan Noghi. O minimă schimbare de comportament, de conștientizare, de compromis uneori, da? poate și de compromis este nevoie uneori, pot da niște rezultate spectaculoase. Din păcate, încă foarte, foarte mulți concetățeni de ai noștri au rămas cu experiențe negative din perioada comunistă, când se raționaliza energia. Și la foarte mulți, între măsurile de eficiență și raționalizarea energiei din perioada comunistă, este un semn de egalitate. Dar oricât ne-ar spune statul că mingea e la noi sau că prețul e la noi, adevărul este un pic mai complicat. Îi las lui Mihai Nicuț concluzia. În viitorul apropiat, dacă mă întreb pe mine, prețurile nu o să scadă. Într-un viitor mai îndepărtat, prețul poate scădea în funcție de câțiva factori. Ce se întâmplă cu prețul gazului? Și aici mă gândesc inclusiv la consecințele a ceea ce vedem acum în Ucraina. Este un factor determinant. 2. Ce se întâmplă cu piața certificatelor de emisii? Dacă această politică europeană Green Deal va fi modificată sau nu va fi modificată? Și 3. Ce se întâmplă cu capacitatea de generare, de producție de energie electrică a acestei țări? Da? Deci avem statul care ne spune de ani de zile că face o centrală pe gaze la Romgaz, la Iernut, nu e gata după 3 ani, va trebui să mai așteptăm un an și avem ceea ce, hai să spunem că ne poate ajuta, avem investițiile asumate în regenerabile, în vânt și soare, câteva mii de megawați, care sperăm să scadă prețul, pentru că noi așa avem o ofertă mai mare de energie electrică. Până când statul român va face ceva sau se va opri războiul din Ucraina, noi avem câteva soluții la îndemână și vă spunem în episodul viitor cum trebuie să procedați și mai ales de ce liberalizarea este un as pe care îl avem în mânecă. Enel ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.